Salut, prieteni! Suntem pe ponton, chiar pe Dâmbovița. Emi este și el aici, Cosmin la fel. Emi trebuie să zici câteva cuvinte repede, într-o soare de oră te duci la serviciu, te duci în redacție. Da? Ai de gând să vorbești mai mult? Nu, în niciun caz, vă las pe voi. Ce am văzut aseară? Am văzut Belgia învingând SUA, super meci, și am văzut Argentina mai înainte învingând Elveția. De unde vreți să începem? Cu o paranteză legată de meciurile de ieri și... Nu, meciurile de ieri în alt episod, doar asta două. Exact, Argentina. Argentina și Belgia s-au jucat ieri. Hai, uite, Emil, las pe Cosmin, că e de fan Argentina. Nu, vreau să zic că meciurile de ieri, așa o scurtă paranteză, meciurile de ieri, ca și aproape toate meciurile din optime, au fost meciuri surprinzător de strânse și echilibrate. Cred că se joacă foarte mult, factorul fizic e foarte important la acest mondial și factorul fizic și condițiile climaterice influențează și strânge valorile. Adică diferențele tactice, tehnici, tactico-tehnice nu mai sunt atât de evidente. Referitor la meci, la Argentina cu Elveția, a fost un meci clasic. Argentina a avut mingea, a avut posesia, a încercat să spargă zidul elvețian. La Elveția foarte abilă. Foarte abilă în defensivă, eu nu mă așteptam. Eu am văzut cu francezii. Concret, așa. Cred că, dacă memoria mi-o joacă feste, cred că au avut ocaziile mai clare. Prima repriză. La minge aia scoasă de Shakiri pe șut pentru CAK, aia a fost o ocazie mare, cu adevărat. În general, o paranteză, când o echipă pleacă ca outsider, ies mai mult în evidență ocaziile outsiderilor. Vezi cazul Algeriei. E clar, era de așteptat ca Argentina să aibă mingea și Elveția să se blocheze. Da, e unul dintre puținele meciuri în care n-a ieșit în evidență niciun doi portari. Adică, mă rog, au fost oamenii și-au făcut treaba, în schimb... Ai văzut, nu aparține neapărat de marca. A fost puține acțiuni finalizate? E mondialul portarilor ăsta. Adică vezi câți portari sunt declarați Man of the match. Deși nu poți să spui că America a jucat defensiv sau nu, pur și nu. Simplu se întâmplă să sunt atât de multe ocazii. Au fost multe acțiuni acolo. Da, acolo, da. Te duce la chestia asta. Și Keylor Navas a fost declarat omul meciului și a fost gafă flagrantă de portar. Noi a fost gafă flagrantă de portar la mondialul ăsta. N-au fost. Doar să păcate Niaman. De asta de antologie. Ai Niama, da, cu francezii. Nu, dar zi-mi repede ceva despre Argentina. De ce e Argentina în sfert? Niama, care era cel mai bun jucător al Nigeriei până în momentul respectiv. A fost extraordinar. Și înainte și după ce a făcut greșeala aia, mai scos vorba. Băieți, de ce e Argentina în sferturi? Merita Argentina să fie în sferturi? E mai interesant mondialul, nu cu Argentina acolo. Cu Brazilia, acolo cu Germania. Și Messi acolo în primul rând. Asta e marele avantaj al Argentinei la mondialul. Di Maria? Nu ți-a plăcut? Di Maria pentru Cosmin a fost un meci. Din punctul meu de vedere. Da, cred că Argentina fără Messi, chiar cu Di Maria, n-ar fi Argentina. Sunt de acord. Câștigătoare. N-ar fi Argentina care să ajungă în... Messi e number one în continuare. Deci pe scara asta a valorilor, el este în frunte. Ar juca altă formulă fără Messi. Vezi Franța fără Ribéry, se joacă altfel Franța, fără Marea Vedetă. Franța, cred că are de câștigat în absența de Ribéry. Am zis și la începutul mondial. Nimeni n-ar fi crezut că în momentul în care Deschamps a zis, ok, nu, o să ne descurcăm, o să jucăm cu resursele noastre, să facem un mondial foarte bun cu jucătorii pe care avem. Nimeni n-a crezut că Ribéry, într-adevăr, e... Eu am crezut. Nu zic că era factor disturbator, dar... perturbator, dar băi, Franța are resurse. Are resurse pe zi pe construcția jocului, are resurse în ultima treime. Mie îmi place Griezmann, are vreo două sezoane super tari în spate, în Spania, Valbuena, dar bine, asta e altă discuție. Am spus că vorbim despre Franța și Germania în alt episod. Revenim la meciurile de ieri. Cam atât ar fi de spus despre Argentina. Cred că ar fi mai mult. Argentina-Elveția. Trebuie să remarc faptul că Elveția s-a autodepășit față de nivelul de meci din grupe. Vă așteptați? Eu mă așteptam ca meciul să fie ușor pentru Argentina. Vă așteptați ca Elveția să joace 120 de minute cu Argentina? Eu vă spun sincer că mă așteptam ca Argentina să câștige Belgia. Așteptam ca Brazilia să joace 120 de minute, Germania să joace 120 de minute. Dar în niciun caz nu mă așteptam ca Argentina să joace 120 de minute. Vă spun sincer. Făcând trimiterea la meciul Elveției cu Franța. Ok, s-au motivat superior pentru că e în fază eliminatorie. Elveția ar fi jucat 120 de minute cu Argentina și ar fi câștigat. Eu cred că în meciul următor n-am mai fi reușit să fac asta. Cu Giuru, cu băieții din defensivă. Penaliu a fost desigur asta e ideea. În meciurile anterioare. Ei joacă
joacă meciul vieții până la urmă. Nu, au luat 5 de la francezi și puteau să ia 10. De ce nu a reușit să creeze Elveția? În grupe se joacă într-un fel, în meciurile eliminatorii s-a jucat cu totul și cu totul. E și confortul calculului pe care ți-l faci. Asta și este, dar Giroud nu e un jucător cu care să faci banking. Adică nu este stânca Gibraltar. A jucat foarte bine și cred că la Benaglio a jucat bine. Share cred că este factorul mix aici, el a stabilizat defensiva. Share n-a jucat în meciurile din grupe. E primul meci al lui Share la mondial, sper să nu greșesc. A jucat Van Bergen până s-a accentat și apoi a intrat Senderos. E într-adevăr e foarte mondial foarte, foarte echilibrat, dar în sens pozitiv. Mie nu mi se pare că echipele mari suferă neapărat. Știi cum se spune, când crește nivelul unui campionat, în general ori e prin ascensiunea celor mici, ori e prin decăderea celor mari. Mie nu mi se pare că cei mari au căzut, dimpotrivă mi se pare că pentru că fotbalul e o nivelare la vârf. E o nivelare spre bine a fotbalului. Asta a văzut la mondialul ăsta. Nu crezi că se datorează chestia asta datorită factorului fizic? Posibil. Factorul fizic, sunt antrenori foarte buni la majoritatea naționalelor. Adică văzut, se joacă foarte bine tactic. Adică, deși, cum ați spus voi, într-adevăr, nu fac diferența detaliile astea pentru că toate echipele sunt bine pregătite. Sunt bine pregătite. Și nu se pot surprinde pe o mutare, adică nu-ți poate câștiga. De exemplu, Mourinho aici, eu cred că n-ar fi făcut nimic la mondialul ăsta. Fizic și moral și eu cred că sunt foarte bine pregătite. N-a zice că toate sunt super pregătite tactic. Uite, vorbeam cu prietenul nostru și o să punem materialul pe net cu prietenul nostru Clark, care este american, știe bine ce s-a întâmplat în echipa Sfântului Americii în ultimii ani și spune că Jürgen Klinsmann nu este mare strateg, așa este, dar pe factor motivațional au fost foarte tare. Adică pe partea asta e as. E super. Se vede și cred că asta trebuie să faci la echipa națională. Pentru că la echipa națională faci nu poți să faci vreo revelație tactică, să o aplici, să o faci să fie vizibilă în câteva zile. Trebuie să ajungi la jucători, la sufletul lor. Trebuie să ajungi să-i faci să fie Elveția contra Argentinei. Să ai transfer. Cupa mondială din Brazilia mi se pare că schimbă un pic. În general, cupele mondiale vin, turnele finale vin cu noi atitudini în fotbal, cu chestii noi, apar tot timpul. Cupa asta mondială, cred că chiar dacă au ieșit în față Messi, Neymar, James, Rodriguez de la Colombien și alții, eu cred că este cupa mondială a echipelor. Deci dacă nu joci ca echipă, degeaba ai 2-3 oameni. Revenim. Da, uite, asta se vede cel mai bine în cazul Portugaliei. Exact ce spune fost. Și în cazul Argentinei, aș zice. Doar pe Ronaldo. Aici vreau să aduc discuția cu Argentina. Deci nu poți să câștigi un mondial bazându-te doar pe Messi. Așa este, dar Messi e bun ar fi. Uitați-vă la meciul de aseară, au fost 3 oameni în permanență când Messi avea minge. Erau 3 oameni pe care îl conjurau. Așa este. Și eu cred că faza este a lui Messi. Argentina așa e. Di Maria, general play, știi, este în față, poate n-a fost declarat man of the match, dar a avut 10 șuturi pe poartă și a fost foarte activ, foarte dinamic toată partida, el a dat gol victorie, dar cred că fără Messi, de aici livrez un paradox, fără Messi nu cred că Argentina Messi poate să câștige titlul mondial, dar nu poate în același timp să-l câștige doar Messi. Adică exact. E un șotron așa la Cortazar, că este un fost scriitor argentinian, da, care a scris pe la Paris, cu cartea aia încheie multiplă. Cam asta e și Argentina, asta e povestea ei. Încheie multiplă, pe mai multe planuri, o poveste cu mai multe perspective. Hai să trecem la Belgia cu Suo. Mie mi-a plăcut cel mai bun meci. Poate cel mai bun meci de la mondial, părerea mea? Poate. Vă și vedeți băieți? Sau nu știu, ziceți voi, bă, au mai fost momente. E și Colombia, mi s-a părut Colombia, Grecia cu ce națiune? Cu Codivor și Japonia. Dar ăsta a fost cu prelungire. A fost Germania, Ghana, dar a fost doar o repriză. Prima repriză nu a fost același nivel. E posibil să fie cel mai bun meci. Și meci cu miză, adică până la urmă era meci cine pierde. Și cine s-a așteptat ca americanii să revină după ce erau conduși cu 2-0, 15 minute înainte de final, în prelungiri, după ce ai consumat atâta energie, cine s-a așteptat ca ei să revină? Ei puteau să marcheze goluri de 2-2 în 2-3 rânduri. A fost excepțional pentru mine, o luptă de gladiator. Ce vreau să vă zic am întrurat? Să vorbim puțin despre lovitura aia liberă care putea să facă 2-2. Cu ocazia lui Dempsey, la 2-1, în prelungiri, mai erau câteva minute. 5-6 minute.
99% dintre echipe și dintre antrenori și dintre jucători, ce ar fi gândit? Hai să o aruncăm, să o dăm, să la cap, power, din osari. Și au făcut schema aia. Și au făcut schema aia senzațională. Cât de cerebrare a fost în momentul ăla, dacă am văzut pe final. Vă aduceți aminte faza aia în defensivă cu DaMarcus Beasley, fundașul stânga. Când bărdirește o minge, a fost un moment, un moment foarte bun pentru belgieni acolo. Și în mod normal zici, băi, sunt rudimentar. Nu e adevărat. Consumul de energie a fost fantastic. În hipoxia aia au jucat în transă. Da, și e normal să faci greșelile și totuși ăștia sunt cerebrale acolo. Doping moral incredibil. Cu adrenalin. Nu poți. Adică sunt de acord cu tine până la mine, punct, aici ne despărțim în idei. SUA, ca și multe alte echipe, dar cred că ei sunt cei mai reprezentativi, cu un nivel de pregătire fizic excepțional din punctul meu de vedere. Este. Deci câțiva sunt un nivel de pregătire tactic, indiferent, nu contează Klinsmann. Klinsmann nu e strateg, dar din punct de vedere al traseelor. Deci uitați-vă la americanii, nu venea un jucător de la lor, indiferent, inclusiv Dempsey, poate cel mai talentat al lor, să vină să dribleze. Nu, cel mult dribla, nu se dribla, se pasa, totul era din scheme joc de pasă și e gândit. Totul din scheme gândit. E multă muncă și acolo. E muncă și atât. American. E ceva... Voi nu credeți, mă gândeam aseară că fotbalul începe să se schimbe, valorile se egalizeze și uitați-vă la vedetele actuale din fotbalul, lăsându-l pe Messi la o parte care este un pitic nedezvoltat fizic, nu e puternic, dar e foarte talentat. Uitați-vă, Cristiano Ronaldo, un animal din punct de vedere fizic. Nu, acum da, e un fenomen, chestie jignitoare. Foarte puternic fizic, uitați-vă la el cum arată, cât rezistă. Plus toți ceilalți, Gerd Bale cu viteza excepțională, deci marile vedete sunt extraordinar de bine pregătite fizic și câștigă echipele care vin și promovează un sistem. Trebuie să fie, dar și înainte, să știți, Eusebio a fost un mega atlet. Din ce am citit, Eusebio, Pele de asemenea, dar... Nu, sunt bune. Da. Să alergi cu mingea aia, să o conduci, mingea aia grea din piele, mai mult altceva, când ploua, aia. Când se la 20 de ani, pe fel și Eusebio a fost Maradona, care nu era un mare atlet, exact. Nu. Zidane, s-a părut Zidane, vorbim de timpurile noastre, că l-am prins pe Zidane. Dar hai să vorbim de Hagi, de urmare. Exact, de revenim la noi. Era altfel fotbalul atunci, dar vreau să spun că au fost atleți fantastici și în trecut. Da, sigur. Dar probabil că acum accentul este mai mult pe știință și pe dezvoltarea. Cred că Belgia merita să acestor meargă. Soldați universali. Cum a meritat și Argentina. Deci cred că meritau să meargă. Da, și pentru spectacolul competiției e bine că avem Argentina pe aici. Deci cred că dacă s-ar fi putut duce 9 în sfertul... Merita și SUA. Dacă meritau să meargă 9 și băga Chile, nu de SUA. Că ați vorbit de trasee la americani, nu e vorba doar de traseele mingi, e vorba și de ce fac cei fără minge și s-au demarcat în continuu. Adică e clar că e multă sudoare în spate, mult exercițiu, multă muncă. Și știința aia care n-au mingea știu unde să alerge. Este știu unde să alerge, jocului, că e absolut studiu, tot. Și aici e Klinsmann. Da, pentru că el a venit cu know-how, nu e un mare strateg, spuneam, nu, adică nu poate să schimbe. Nu e Mourinho care să vină să schimbe sau să îți gândească o strategie special pentru un dar joc. Are conceptul de joc. Uite, adică el a vrut să dezvolte ceva aici și a reușit. Uite-te la Yedlin, care a intrat. Bă, Yedlin mi-a plăcut la nebunie, nu știam de el. A intrat Yedlin, deci m-a impresionat cum putea să alerge omul ăla și cât de puternic. Cât are, 20 de ani? Are 20 de ani, a jucat foarte bine, foarte și bine. Defensiv la Hazard, are 3-4 pase când intrat ia mingea asta. În mijlocul meciului, nu se aștepta să intre, a intrat ca și cum era pregătit direct. De o viață să joace meciul ăsta. Bine, și temperament de competiție corect. Eu aici corect. Zic, că, aici zic că se vede meritul lui Klinsmann. Deci, dopingul ăsta psihic și moral pe care l-a oferit în continuu echipei astea, să creadă că se poate, știi? Believe, exact spiritul ăla american. Da, we believe, exact îmi place sloganul așa este, dar ăștia într-adevăr, Fabian Johnson, dar Marcus Beasley, parcă joacă de o eternitate, cât de fresh este, acest DeAndre Yedlin, Jones, sunt niște atleți fenomenali, sunt practic atleți de track and field, sunt convins că mulți dintre ei au făcut track Bradley, and field. Bradley Jones, de exemplu, sunt doi jucători Bradley, care... Bradley e mai cerebral, e strateg, e playmaker. Europa i-a cam refuzat, să știi. Da, dar a jucat în Germania și în Italia, Bradley, asta eu zic că e subestimat în fotbalism. E subestimat, dar... Băieți, vreau să pun o întrebare, dacă America... De ce pe fizic, pe calitate atletică la american, dar sunt câțiva care știu cum ar fi avut aseară un adversar care să fi jucat aproximativ la fel ca și jocul ar fi fost la fel de spectaculos? Care să joace cum? Aproximativ, în același stil de joc. Mi se pare că nimeni nu joacă pe aia în momentul ăsta.
Păi joacă provocator, joacă direct. Eu m-am uitat, ok, belgenii aveau fazele, cel puțin în primele 45-60 de minute. Bă, dar ăștia nu s-au apărat cu, pe trei linii cu fundul în poartă. Nu, au fost cu linia defensivă sus. Sus, nu ca elvețieni, da, așa este. Dar câte etat doar pe cifrele meciului, ai zice că a fost la șuturi, nu, zici un meci un pic dezechilibrat. Bine, dar n-a fost. Posesia a fost 49-51, dar la șuturi. La cifre, la șuturi, da, a fost 20-5, parcă, la șuturi cu poartă. Pe fine, zici că echipa mai mică și mai slabă și mai... Americanii au avut o cărți bună de gol. Dar exact, au fost... Nu, mie nu mi-a dat să niciun caz impresia, văzând meciul, că se întâmplă lucrurile... Dar ziți-vă ocazia din minutul 90 din prânjul, înainte să intrăm prânjurile, exact. Ocazia uriașă. Lui s-a apărut. N-a fost șut pe poartă, apropo, n-a fost șut pe poartă, a fost ocazia exact, uriașă. Da. Foarte fizic, foarte intensiv, așa un soi de Chuck Norris versus Van Damme. Incredibil, incredibil cum s-a jucat. E cam asta a fost, prieten. Și am zis că Argentina s-a calificat pe merit până la urmă în sfârșitul de finală. Vreau să vedem și Belgia acolo, vreau să vedem Argentina, Belgia. Vrem să vedem Germania, Franța, vrem să vedem meciurile astea, nu? Brazilia, Columbia. Brazilia, Columbia, chiar sunt meciuri pe care de-abia de așteptăm. Cam asta a fost și mulțumesc lui Emi, mulțumesc lui Cosmin și stați cu noi. Mersi.